Dragi prieteni, vă spun un bun venit la un nou live. Subiectul este unul vast, dar eu aș vrea să îl tratez doar în câteva linii mari și să ating câteva aberații, câteva extreme care sunt promovate în subiectul acesta al creștinului în relația lui cu prosperitatea sau bogăția materială. Avem la poli opuși unii care spun că într-un fel este un semn de spiritualitate să trăiești în sărăcie, să fii limitat din punct de vedere material, să ai puține lucruri, să te lipsești poate în mod intenționat de o grămadă de beneficii, de privilegii materiale și așa mai departe. Da, ești cumva spiritual fiindcă ești mai sărac, că ești mai lipsit. De cealaltă parte, la pol opus, avem astăzi mișcarea carismatică și nu doar mișcarea carismatică, chiar în multe cercuri din lumea evanghelică, avem mulți oameni care spun că este un fel de semn al favorului lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu te binecuvântează material. Sunt versiuni ale Evangheliei Prosperității foarte diferite și strecurate foarte ușor în cercurile evanghelice. Bun, ce spune Biblia? Dacă ești binecuvântat material, îi un semn al faptului că ești într-o relație deosebită cu Dumnezeu sau nu? Da? Asta este întrebarea în esență. Acum, dacă stăm să ne gândim bine, există o relație de cauză și efect între muncă, între preocupare pentru bunăstare, da? Între dedicare, muncă asiduă și așa mai departe și rezultat. Da? Dacă muncești, ai. Dacă te spetești, ai. Dacă nu, nu ai. Simplu, da? Și în circunstanțe normale, legea lui Dumnezeu, cauză și efect, funcționează în felul acesta. Cu cât te preocupi mai mult, cu cât îți dai silința mai mult, cu cât îți bați capul mai mult, cu cât muncești mai mult, cu cât depui mai mult efort, o să ai și rezultate pe măsură. Deci cam așa funcționează. Deci legea asta de cauză și efect, într-o situație normală, sub providența lui Dumnezeu, totul sub providența lui Dumnezeu, că indiferent cât de înțelept și de puternic ai fi și ce circunstanțe deosebite ai avea, dacă nu-i mâna lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu, nu iasă nimic. Da? Dar legea asta naturală, aș numi-o așa, sub providența lui Dumnezeu, dacă îți dai silința și îți faci treaba, o să experimentezi o măsură. La fiecare e diferit, o măsură de prosperitate materială, de bogăție. Din punctul ăsta de vedere nu există absolut niciun fel de problemă, niciun fel de greșeală. Îi în regulă. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru providența lui și faptul că în providența lui putem să ne bucurăm de o grămadă de lucruri materiale. Bun. De aici, de la ideea asta, de la adevărul ăsta, de la realitatea asta care e observabilă în lumea în care trăim, numai la cei credincioși, ci și la cei necredincioși, până la a spune că în Sfânta Scriptură ne este promisă, ne este asigurată prosperitatea materială, este o distanță largă. Permiteți-mă o pauză să închid geamul că se aud mașinile care fac gălăgie. Bun. Avem așadar această problemă. Ne promite Sfânta Scriptură nouă credincioșilor prosperitate materială și mulți oameni se duc la Vechiul Legământ. Se duc la Vechiul Legământ, unde Dumnezeu îi pune pe evrei să aleagă viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul. Și în funcție de ce alegeau, venea ori prosperitate materială, belșug material, ori sărăcie, molimă, ciumă, lepră, boli, invazii ale popoarelor străine, tot ce este mai rău din punct de vedere material. Și acum unii zic, dom'le, avem Vechiul Legământ, avem promisiuni în Vechiul Testament, dacă ascultăm de Dumnezeu, dacă ne frică de Dumnezeu, dacă împlinim legile lui Dumnezeu, vine prosperitate materială. Deci, împliniți legile lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu și o să vină prosperitate materială. Problema este că
poporul care a fost în legământul acesta a falimentat și legat de promisiunile astea ale prosperității materiale sunt condiții, împlinirea legii. Iar scopul legii n-a fost să ne arate că noi putem să facem lucrul acesta, ci scopul legii a fost să ne arate că suntem neputincioși și dacă funcționăm pe paradigma aceasta, vom falimenta. Vom falimenta. Și istoria poporului Israel asta ne arată. Istoria poporului Israel ne arată că funcționând pe paradigma vechiului legământ, adică condiții, rezultate, funcționând pe această paradigmă, toți falimentăm. Absolut toți falimentăm. Plus că este anormal ca noi să ne întoarcem acum la promisiunile vechiului legământ și să pretindem că ne încadrăm în legământul ăla. Noi nu suntem poporul Israel, Dumnezeu nu ne-o lua pe noi, nu ne-o pus în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, binecuvântarea materială, da? Blestemul material. Noi nu suntem în situația aia, noi suntem biserică, noi suntem Israel. Noi nu funcționăm în paradigma vechiului legământ. Deci a prelua stipulații, condiții, binecuvântări din vechiul legământ și a le aplica bisericii este o greșeală hermeneutică fatală. Este o eisegeză a textului biblic, nu o exegeză, ci o eisegeză a textului biblic fatală. Deci fatală. Este la propriu inacceptabil ca cineva care se pretinde un om care studiază Sfânta Scriptură să spună da, noi ne potrivim în vechiul legământ, noi ne încadrăm acolo, da? N-avem nicio legătură. Deci n-avem nicio legătură cu ce s-a întâmplat acolo. Promisiunile care sunt date în nou legământ sunt de cu tot o altă natură. Citiți în Sfânta Scriptură, da? De exemplu, avem niște promisiuni preluate de autorul cărții Evrei din Ieremia care spun așa: iată legământul pe care voi face cu casa lui Israel după zilele acelea. Voi pune legea mea înăuntru lor, este ceva spiritual. O voi scrie în inima lor, este ceva spiritual. Eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu. Iată legământul pe care îl voi face, da? Voi pune legea mea înăuntru lor, da? O voi scrie în inima lor. Sunt niște promisiuni de natură spirituală, nu de natură materială. Așadar, a ne duce în vechiul legământ, în Vechiul Testament și a încerca să preluăm o parte din paradigma vechiului legământ este greșit, este total greșit. Bun, acum, dacă ne ducem în Noul Testament, veți vedea un lucru foarte interesant și descurajant pentru unii, că cele mai multe pasaje care vorbesc despre bogăție sunt pasaje care avertizează și care descurajează, care arată dezavantajele la a fi bogat. De exemplu, ai Matei 13, unde avem acea pildă în care un om care aude cuvântul zice îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților neacă acest cuvânt. Da? Arată un dezavantaj. Sau Matei 19. Iisus a zis, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Luca 12. Domnul dă o pildă în care un om bogat ajunge nenorocit datorită raportării sale greșite la bogăție. Luca 16. Iarăși un om bogat care se îmbrăca în porfiri și în subțire și care sfârșește tragic. Iacov 1 cu 11. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. Iacov 5 cu 1. Ascultați acum voi bogaților. Plângeți-vă și tânguiți-vă din pricina nenorocilor care o să vină peste voi. 1 Timotei 6. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită, în lați și multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăși și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și urii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au strepuns singuri cu o mulțime de chinuri. Bun, deci vezi în Sfânta Scriptură, în special în Noul Testament, avertizmente repetate cu privire la dorința de a te îmbogăți. Însă vreau să fac o specificație aici. În Noul Testament nicăieri nu este condamnată bogăția, nicăieri. Și în aspectul ăsta specific nu sunt de acord cu ceea ce s-a promovat foarte mult în evanghelismul românesc. Cu alte cuvinte, ești cumva mai spiritual dacă ești mai lipsit, dacă ești mai sărac. Nu, n-are nicio treabă. Pentru că observați, Pavel îi scrie lui Timotei și îi spune așa: cei ce vor să se îmbogățească, nu spune cei care au bogății, cei care sunt bogați, cei care vor lucrul acesta, da? Care au ca scop, ca țita vieții lor să fie bogați. După aia spune tot el, căci iubirea de bani, nu deținerea, posesia, ci iubirea de bani,
Da? Tot Domnul Iisus Hristos la un moment dat spune: cei care se încred în bogății vor intra cu greu în împărăția cerurilor. El explică la ce se referă, da? Deci nu bogățiile sunt blestemul. Nu bogățiile sunt problema. Nu bogățiile sunt cele care ne fac pe noi într-un fel sau altul. Noi suntem răi și administrarea greșită a bogățiilor și inima noastră care se raportează greșit la bogății este ceea ce ne nenorocește. Inima, atitudinea, relaționarea la ele ne poate nenoroci, nu bogăția în sine. Banii nu pot să te nenorocească. Bogățiile nu te pot face un ticălos. Nu, ci inima ta ticăloasă va duce la folosirea greșită a bogăților. Inima ta plină de păcat va duce la folosirea greșită a lucrurilor materiale. Da? Deci, haideți să nu ne scuzăm. Nu problema sunt bogățiile. Că într-un fel, dacă problema ar fi bogățiile, dăm vină pe Dumnezeu. Pentru că tot Pavel spune că Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Dacă bogățiile ar fi problemă, în ultimă instanță ar fi problemă Dumnezeu care ne dă bogățiile și care ne-a făcut niște ticăloși, niște avari, nici vorbe de așa ceva. Nu bogățiile, nu banii sunt problema, ci inima noastră și felul în care inima noastră se relaționează la bani. Eu știu oameni bogați, foarte bogați, care sunt niște creștini excepționali, excepționali. Și știu niște oameni săraci care sunt plini de fiere amară, plini de răutate, plini de invidie, plini de mândrie. Pe cât de săraci sunt, atâta de fuduli. Deci deținerea bogățiilor nu îți modifică starea ta spirituală. Ci în funcție de cum e inima ta, se va vedea în exterior, se va decide în exterior felul în care îți vei administra lucrurile materiale. Aș vrea să scăpați de ideea asta falsă, că Noul Testament ne-ar învăța în vreun fel că a deține lucruri materiale este un semn al decăderii spirituale. Nici vorbă de așa ceva. Și vă dau un text pe lângă cele pe care le-am menționat deja, din Matei, unde Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte pune în contrast dorința de a te îmbogăți cu îngrijorarea, îmbogățirea și îngrijorarea. Și veți observa că mai mult spațiu dă Domnul Iisus Hristos îngrijorării, nu celor care vor să îmbogățească. Foarte interesant lucrul acesta. Pentru că îmbogățirea și îngrijorarea, dorința de a te îmbogăți și îngrijorarea sunt două fațete ale aceeași probleme, adică preocuparea obsesivă, păcătoasă, greșită cu lucrurile materiale. Omul care se îngrijorează pentru lucrurile materiale pe care nu le are. Omul care vrea să se îmbogățească, vrea să se preocupă de lucrurile materiale pe care le are deja. Dar în ambele cazuri, și omul care are lucruri materiale și omul care nu le are lucruri materiale, problema este relația sau raportarea pe care o are la lucrurile alea materiale. Despre asta este problema. Da? Despre asta este problema, despre felul în care te relaționezi la lucruri materiale. Pot să fiu sărac, lipit pământului și toată viața mea să fiu preocupat de bogățiile altora, de hainele altora, de mașinile altora, de casele altora. Și totdeauna să-i vorbesc pe alții de rău. Uite ce fac ăia, uite ce o strâns ăia, uite cum au. Numai la lucruri materiale se gândesc. Dar de fapt eu sunt un om care poate îs mai preocupat de lucrurile materiale pe care nu le am decât îi preocupa cel care are lucrurile alea materiale, pentru că Dumnezeu i-le-a dat. Da? În esență, problema este cu felul în care inima ta se relaționează la lucrurile materiale. Fatal este pentru un om care are lucruri materiale și nu este creștin. Fatal este pentru un om care are lucruri materiale și nu este născut din nou. E fatal pentru omul ăsta. Fatal. Deci este fatal, la propriu. Acum, deci sumarizez. Există o lege de cauză și efect care, sub providența lui Dumnezeu, funcționează în felul acesta, da? Dacă muncești, dacă te străduiești, dacă depui efort, vei avea binecuvântări materiale. În al doilea rând, promisiunile vechiului legământ făcute lui Israel, că în funcție de ascultarea lor vor primi binecuvântări materiale, nu ni se aplică nouă. Nu suntem Israel, nu suntem în vechiul legământ, nu suntem sub legea lui Moise, nu avem promisiunile alea. Scoteți-vă din cap chestiunea asta, o aud predicată prin unele biserici, n-are nicio treabă cu cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, găsim în Noul Testament cel mai des, când se vorbește despre lucruri materiale, găsim cel mai des avertizări repetate cu privire la blestemul care poate să vină din relaționarea greșită la lucrurile materiale, da? Nu din lucrurile materiale. Țineți minte, noi tindem să dăm vina pe altcineva. Și dacă am putea da vina pe niște lucruri care nu au viață, da?
Nu, problema nu sunt lucrurile alea care n-au viață, ci inima mea, care pulsează greșit, care se relaționează, se raportează greșit la lucrurile materiale. De asemenea, uitați-vă în Sfânta Scriptură că a nu avea lucruri materiale, da? Că a nu deține lucruri materiale, nu este un semn al blestemului, al lipsei de binecuvântare, da? Nu este. De exemplu, Roman 15:26, Pavel spune așa, că cei din Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Pavel nu era un super carismatic ăsta care spune, bă, fii atent, ăștia săraci la Ierusalim, le dau eu o formulă. Bă, proclamați mai mult, proclamați binecuvântare, proclamați bogăție, proclamați bani, proclamați locuri de muncă în care să câștigați bani ușor, da? Proclamați euroi, că o să... Pavel nu zice treburi din astea. Deci Pavel nu spune că problema sărăciei lor se rezolvă cu proclamații. Nici vorbă de așa ceva. Pavel nici nu spune, băi, voi nu știți că sunteți fiii lui Avram. Voi nu știți că aveți promisiuni făcute în vechiul legământ și puteți să primiți prosperitate materială. Pavel nu zice așa. Pavel zice, au făcut o strângere de ajutoare ca să ajute săracii din Ierusalim. Vă mai dau un text. 2 Corinteni 8:2. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Sărăcie lucie. Pavel nu le spune, băi, voi nu sunteți pocăiți? Voi nu sunteți suficienți de sfinți? Că dacă ați fi pocăiți, Dumnezeu v-ar binecuvânta materia. Pavel nu spune așa. Pavel spune că în ciuda sărăciei lor lucie, au făcut ce au făcut și au strâns ajutoare. Au făcut o strângere de ajutoare și au dat, zice, un belșug de dărnicie. Un belșug de dărnicie. Deci sărăcia nu se vindecă cu proclamări, nu se vindecă cu ruperea blestemelor generaționale. Vedeți ereziile astea și minciunile astea și porcăriile astea în atâtea clipuri pe internet, în atâtea predici și chiar în țară la noi, la unele televiziuni au început să propovăduiască mizeriile astea, că dacă nu ești bogat, dacă nu ești prosper, înseamnă că ai un blestem, ai vreun blestem generațional, ceva de pe la părinții tăi. Nu te-ai pocăit de păcatele celor care au trăit în casa ta și așa mai departe. Tot felul de mizerii de genul ăsta și că ar trebui să proclami și să dezlegi și să fugărești duhurile de sărăcie. Nu, deci nu vezi în Biblie lucrurile astea. Vă spun deschis că nu am nicio problemă să numesc erezii lucrurile acestea pentru că nu le vezi în Biblie. Pavel nicăieri n-a soluționat sărăcia în felul acesta. Acum, de asemenea vedem în Noul Testament că bogăția este definită și trebuie definită în funcție de atitudinea pe care o ai față de lucrurile materiale și de standardul pe care îl ai. Haideți să ne gândim la ce a zis Domnul Iisus Hristos. Când citiți în Predica de pe Munte, ceea ce spune Domnul Iisus Hristos despre lucrurile materiale, El ne arată că am avea ce să bem, ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm este suficient. Căutați împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri, mâncare, băutură și haine, ne vor fi date pe deasupra. Ne este asigurat, cu alte cuvinte, esența vieții, strictul necesar. Strictul necesar nu este un telefon, o casă, o mașină, un frigider, un scaun, nimic altceva. Să mănânci, să bei și să ai cu ce să te îmbraci. Apostolul Pavel preia învățătura asta Domnului Iisus Hristos în 1 Timotei când spune așa: dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Așa că majoritatea este bogată. Cei care se uită la mine și vor vedea clipul acesta sunt deja bogați pentru că au fie o tabletă, fie un calculator, fie un telefon. Hristos nu ți-a promis lucrurile astea. Nu ți le-a promis. Și totuși le ai. Este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Este o binecuvântare. Dacă ai un frigider, este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Eu în primele 10 luni, dacă nu mă înșel, de căsătorie, nici măcar frigider n-am avut. Și n-am fost sărac. Aveam ce să mănânc în fiecare zi și ce să beau. Și aveam cu ce să mă îmbrac. Da? Deci dacă ai un frigider în casă, dacă ai un bec în casă, tot ce e deasupra la a mânca, a bea și a te îmbrăca, este bogăție. Este binecuvântare din belșug de la Dumnezeu. Deci ca să vorbim despre bogăție, ar trebui să trasăm bine care e standardul. Standardul biblic. Și trasează standardul ăsta, scrie pe o foaie: mâncare, băutură, haine și dedesubt
Tragi o linie și scrie tot ce ai în plus față de lucrurile menționate prima dată. Și hai să vezi cât de bogat ești. Cât de bogat ești. Cât de bogat suntem. Așa că atunci când vorbim despre bogăție, să nu ne imaginăm că vorbim despre niște oameni care au undeva strânse câteva miliarde de dolari. Niște oameni care au niște pungi de aur sau pungi de inele sau de diamante. Nu! Când vorbim despre bogați, vorbim despre noi și despre voi. Da? Asta e standardul pe care ne-l trasează Sfânta Scriptură. De exemplu, Pavel spune în Filipeni 4:18, am de toate și sunt în belșug. Acum, cine știe puțin viața apostolului Pavel, știm că Pavel n-a fost bogat. Zice, sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-a trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută înaintea lui Dumnezeu. De ce spune el lucrul acesta? Pentru că el era mulțumit. Și ăsta e al doilea lucru pe care vreau să-l spun, legat de bogăție. Bogăția ține de mulțumire și de standardul pe care ți l-ai trasat. Dacă standardul e corect, îți dai seama că ești bogat. Dacă ai mulțumire, îți dai seama că ești bogat. Tot Pavel spune în Timotei, 1 Timotei 6:6, negreșite, vlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Un mare câștig. Dacă ești mulțumit cu ce ai, vei vedea că ești bogat. Dacă nu ești mulțumit, niciodată nu-ți va fi suficient. Niciodată nu-ți va fi suficient. Și aș mai atinge o problemă întreagă legat de binecuvântările lui Avram. Am auzit predicându-se, am auzit vorbindu-se că dacă suntem fiii lui Avram, Avram a avut promisele la Dumnezeu niște binecuvântări. Și printre binecuvântările promise lui Avram sunt binecuvântări materiale. Și dacă eu sunt fiul lui Avram, trebuie să am binecuvântările lui Avram, printre binecuvântările lui Avram sunt binecuvântări materiale. Acum, multe din binecuvântările lui Avram nici măcar nu le putem avea, nu? Moștenirea țării și așa mai departe. Dacă ești fiul lui Avram, ar trebui să ții și binecuvântările alea, nu? Deci există o ruptură în exegeză, în hermeneutică. Ceva nu funcționează cu luarea acestor texte. Plus că, citiți Romani, Galateni, unde se vorbește despre binecuvântarea sau binecuvântările lui Avram și veți vedea că întotdeauna se vorbește despre o binecuvântare spirituală și anume a fi îndreptățiți sau socotiți neprihăniți prin credință, cum a fost socotit neprihănit prin credință tatăl nostru Avram. Deci nu are niciun fel de treabă, niciun fel de legătură cu binecuvântările materiale ale lui Avram. Binecuvântările materiale ale lui Avram au fost destinate de Dumnezeu pentru fiii fizici al lui Avram. Binecuvântarea spirituală, adică a fi socotit neprihănit prin credință, a fost promisă de Dumnezeu pentru toți fiii al lui Avram care au credință, da? Fie că-s evrei, fie că-s dintre neamuri. De exemplu, Galateni 3:8, Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună, toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Deci la ce se referă? La a fi socotit neprihănit prin credință. Sau Galateni 3:14. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamul în Hristos Iisus, așa că prin credință noi să primim Duhul. Deci astea sunt binecuvântările. Astea sunt binecuvântările. Da? Adică a fi socotit neprihănit prin credință și a primi Duhul Sfânt. A fi mântuit. A fi mântuit. În concluzie, ce ne spune Sfânta Scriptură despre prosperitate, despre binecuvântare materială pentru creștini? Fac o concluzie, un sumar. Și apropo, dacă cuvințați mesajul ăsta, considerați că e important, sunt niște lucruri care merită împărtășite cu alții, dați acum un like, dați acum un share, să ajungă mesajul la cât mai mulți. Ăsta e felul în care putem fi părtași la răspândirea adevărului. Pe mine mă frapează că mulți creștini pocăiți sunt așa de predispus să dea share și like la tot felul de poze chicioase și citate super, super stupide și totuși e așa de greu să împărtășim anumite lucruri care cu adevărat merită împărtășite și date și altora. Dacă considerați că merită împărtășit, dați un share, da? Fratele Mike Marianu mă întreabă dacă suntem iudei spirituali. Nu, nu suntem. Dar este un alt topic ăsta. Fac un sumar. Dacă aveți vreo întrebare legată de subiectul ăsta, sunt gata să vă răspund imediat. Fac un sumar, da? E o lege, cauză și efect. Muncești, îți dai silința sub binecuvântarea lui Dumnezeu, sub providența, purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dumnezeu te binecuvântează material, da? Doi, n-avem nicio treabă cu promisiunile vechiului legământ. Binecuvântarea și blestemul material, alegeți astăzi,
nu-i pentru noi chestiunea aia. Deci, așa. În al treilea rând, de obicei, în Noul Testament găsim avertizări cu privire la bogăție din cauza faptului că suntem oameni păcătoși care avem o fire păcătoasă care e predispusă spre a folosi greșit lucrurile materiale. Aici. Da? Spre a folosi greșit lucrurile materiale. Asta e problema. Problema nu este bogăția, banii, contul, lucrurile materiale, mașina și așa mai departe. Da? Apoi, vedeți în Sfânta Scriptură că sărăcia lucie nu este un blestem. Nu este un blestem, da? Ea se vindecă cu muncă, sărăcia cu muncă, cu muncă, cu dependență totală de Dumnezeu, da, o muncă în dependență de Dumnezeu, și cu ajutorul sfinților, da? Cu ajutorul copiilor lui Dumnezeu. De asemenea, bogăția ține de mulțumirea pe care tu o ai, da? Dacă ești mulțumit, ești bogat. Dacă ai un standard corect, ai cu ce să mănânci și ai cu ce să te îmbraci, Dumnezeu spune că ți este de ajuns. Ce vine deasupra, îți dai seama că Dumnezeu ne binecuvântează din belșug. Ne binecuvântează din belșug. Și în final, binecuvântările lui Avram sau binecuvântarea lui Avram nu se referă la o binecuvântare materială, ci se referă la o binecuvântare spirituală. Dacă aveți vreo întrebare, din nou, puteți să o puneți, vă voi răspunde dacă pot să vă răspund și dacă am cunoștință cu privire la subiectul respectiv legat de subiectul nostru, vă răspund, bineînțeles. Și vă las cu acest verset. Apostolul Pavel spunea lui Timotei în felul acesta: îndeamnă pe bogații acestui veac să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, și ascultați, Dumnezeu care ne dă toate lucrurile. Nu Satana ne dă lucrurile, ci Dumnezeu ne dă toate lucrurile, și ascultați, din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Asta e o perspectivă biblică corectă cu privire la lucrurile pe care ne le dă Dumnezeu. Dumnezeu ne dă din belșug. Să nu dăm în balcanismul ăsta obișnuit la noi în țară, în balcanismul ăsta, dom'le, nouă ne-i greu, noi suntem săraci, noi n-avem, noi tot așteptăm să ne dea alții, vai cât de greu îi, alții o duc mai bine. Dumnezeu ne-a dat din belșug. Ăsta este adevărul. Dumnezeu ne-a dat din belșug. Din belșug. Să recunoaștem lucrul ăsta, că aproape în orice perioadă a vieții noastre am avut mai mult decât cu ce să ne îmbrăcăm și ce să mâncăm. Am avut mult mai mult. Și Dumnezeu ne dă din belșug. Și spune că El ni le dă, că ni le dă din belșug și că ni le dă ca să ne bucurăm de ele. Cu siguranță Dumnezeu n-a intenționat ca să vin niște containere, niște depozite din astea fără fund în care să toarnă, ci noi să fim niște distribuitoare. Dumnezeu toarnă în viața noastră, Dumnezeu toarnă în viața noastră ca să se ducă către alții. Cineva a pus o întrebare din aur, ce cred despre zecială? Ar merita un studiu, un live scurt despre zecială, dar personal cred că zecuiala este o rânduială clară a Vechiului Testament, o rânduială clară lăsată pentru poporul Israel. Dacă calculați-o leacă, zeciuielile pe care le aveau evreii nu era 10%. Așa că ăștia care vor să aibă zecuiala, înțelegeți bine că nu era 10%. Calculați puțin, informați-vă, căutați niște studii și să vedeți că nu era 10%, era mult mai mult, dacă nu mă înșel, aproape de vreo 30%. Așa că dacă vreți să luați zeciuiala Vechiului Testament, luați zeciuielile Vechiului Testament și vedeți că lucrurile sunt puțin așa cum probabil nu v-a așteptat. Mai mult decât atâta, în Noul Testament se vorbește despre dărnicie, despre a da din belșug, da? Despre a face fapte bune. De exemplu, Pavel zice să dăm din belșug, da? Să învățăm, să îndemne pe bogații viacul acestea să facă fapte bune, să fie bogați în fapte bune, da? Învățătura Noului Testament nu este să dai 10%. Cu alte cuvinte, de exemplu, dacă eu am un nivel de trai foarte bun, da? Și un frate de-a meu o duce foarte rău, e la limita supraviețuirii, eu zic, frate, n-am ce să fac. Ți-aș da mai mult, dar Biblia spune să dau numai 10%, da? Asta e o prostie, deci o călcare a principiilor Noului Testament. În Sfânta Scriptură ni se arată că noi suntem ai lui Dumnezeu cu tot ce suntem noi. Și felul în care biserica primară a reacționat la nevoile celorlalți a fost cu totul diferit de ce vedem astăzi. Dăm numai 10%. Dom'le, și-au vândut averile, și-au vândut pământurile.
ca să dea după nevoile celorlalți, da? Nu după sclifoselile celorlalți, nu după pretențiile celorlalți, ci după nevoile celorlalți. Deci, cerința în Noul Testament este mult mai înaltă decât 10%. Da? Aseară am predicat la Biserica Sfânta Treime din Zalău, din Evrei 10, 32 la 39, unde spune că au primit cu bucurie răpirea averilor lor. Tot au dat. Prin simplu fapt că s-au făcut părtași, s-au asociat cu ceilalți care erau creștini și mărturiseau numele Domnului Iisus Hristos. Asta ți se cere în Noul Testament. Asta ți se cere în biserică. Asta ți se cere în Noul Legământ. Tu cu tot ce ești, ești a Domnului. Da? Și atunci când este o nevoie, atunci când e necesar să contribui la misiune, să contribui la nevoile fraților tăi, vei da tot ce este necesar. Deci vei face lucrul acesta. Nu te vei putea scuza cu zecioală. Acum, mai este o chestiune. Dacă tu vrei ca să-ți pui întotdeauna 10% din tot venitul tău pentru Dumnezeu și să dai la biserică, ca să știi, să nu rămâi cumva, să zici, bă, eu tot aștept să dau, dar de fapt n-am mai dat de un an de zile. Poți să dai în fiecare lună 10% sau poți să dai 20% sau poți să dai 30%. Poți să faci lucrul ăsta și atunci când sunt anumite situații care necesită ca să intervin, spui, asta e, eu am dat 10%, nu mai am ce să fac, da? Asta cred că este învățătura Noului Testament despre bogăție, despre prosperitate. Nu există niciun fel de promisiune. Cu asta închei. Nici un fel de promisiune că o să fii, că o să fii bogat și prosper. Niciun fel de promisiune. Niciun fel de promisiune. Nu există. Nu există niciun fel de legământ vechi reînnoit pentru noi. Mă, dacă faceți asta, o să o duceți super bine. Nu. Munciți, dăruiți, dați-vă toate silințele, rugați-vă lui Dumnezeu și Dumnezeu, vedem în fiecare zi din viața noastră că Dumnezeu ne binecuvântează din belșug. Din belșug. Numai să avem grijă să folosim bogățiile astea așa cum ne învață Dumnezeu. Să înțelegem că noi suntem al lui Dumnezeu și tot ce avem noi este al lui Dumnezeu. Absolut tot ce avem noi este al lui Dumnezeu. Să fim sensibili la nevoile celorlalți din jurul nostru, în primul rând la frați, și mai mult să fim sensibili la cei care fac cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu și să investim acolo. Vă salut și dacă v-a folosit live-ul ăsta, dacă credeți că v-a folosit și altora, dați un like, dați un share, ne vedem la următorul live.